Domnule Curăitor, societatea în care trăim afirmă că poți să fii creștin și în afara bisericii. Este conceptul de believing without belonging, adică a aparține, a crede în Dumnezeu, poți crede în Dumnezeu fără a aparține. Cu alte cuvinte, poți să fii creștin și credința ta poate să fie orice vrei tu să fie, poți să o privatizezi, este o credință individualizată, dar credeți că acesta este viitorul pentru diaspora română în Marea Britanie sau credeți că trebuie să revenim la ce ne spuneau părinții bisericii extra ecclesiam nulla salus, adică în afara bisericii nu există mântuire? Cred că la ora asta avem o presiune din partea societății pentru a reinterpreta credința pe care noi am primit-o și vrem să o păstrăm în inimă. Acum, nu este o dezbatere între teologi, unde e important și interesant să auzi diverse opinii. Vorbim de o lume seculară, o lume care privește cu dispreț cuvântul lui Dumnezeu, dar care răsfoiește Biblia și selectează de acolo pasaje pe care nu le înțelege, pentru care nu este echipată, nu are instrumentele hermeneutice să le înțeleagă, și apoi ne spune cum să ne trăim noi credința în spațiu public. Este un mod extrem de sucit, ca să spun așa, de a ne întoarce la izvoare, la Sfânta Scriptură și la adevărul sacru. De aceea, noi ar trebui să răspundem la astfel de întrebări pornind de la cuvântul sacru. Ori, dacă este să ne referim la ceea ce spune Scriptura, este limpede, Iisus a spus, despărțiți de mine, nu puteți face nimic, sunt o mulțime de pasaje în Sfânta Scriptură care arată nevoia noastră continuă de a fi sădiți în biserică, în unitate cu biserica. Biserica, spunea Apostolul Pavel, există prin ceea ce dă fiecare încheietură, nu mădularele în sine, ci interacțiunea dintre mădulare. Asta este încheietura, este contactul, este interacțiunea, este părtășia vie. Acolo viața se manifestă. Când mădularul este scos, este total inutil, este un obiect de muzeu, într-un cavou eventual, e ceva ce ruginește, se ofilește, dar nu poate să aibă viață. Dihotomia asta, de asemenea, societate-biserică, este iarăși un model fals și nesănătos. Este o gândire chiar schizofrenică. Sunt cineva când sunt în biserică, sunt altcineva când sunt la catedră sau când sunt la serviciu, când sunt la muncă. Noi suntem o persoană care am fost transformați, o persoană transformată de Hristos, de puterea Evangheliei și nu putem, dacă vrem să fim fideli lui Hristos, să avem diverse personalități în funcție de mediul în care noi suntem. Noi schimbăm mediul, noi radiem cunoașterea lui Hristos în mediul în care mergem și nici de cum nu punem garda jos și ne pliem după mersul lumii acesteia.